era o luptă în permanență între mine și Didi Prodan. Așa. Și dumneavoastră Eliete, că era un om extraordinar și un prieten bun de-al meu. Dar am devenit prieteni după o bătălie Cum pe adică? teren. Așa. Păi, sigur că avea tendința, având în vedere că eu tot timpul mă mișcam, să mă prindă cumva, să mă localizeze. Și în momentul când mă localiza, mă făcea o pișcătură din asta, adică te prindea, uite, o capsă Aha, undeva la de coaste carne, aici. de carne, așa, Da. da. Și da, și te simțeai parcă te injecta cineva sau. Deci o durere din asta, un șoc. Da, un Și mi-a moldamin. făcut și mie, da, mi-a făcut chestia asta. Ei, fazele ne-a dus, nu știu ce, când ne-am reîntâlnit, zic, Didi, dacă mă mai atinge, îți rup un deget. Așa. Ei, a venit următoarea fază, tot a vrut să mă lovească, l-am blocat și când i-am pus mâna pe deget, Da. i-am făcut mișcarea asta, rapid. Așa. A căzut jos. Și sigur că de acolo a Da. început un mic scandal. Așa. M-a înjurat și a sărit la bătaie în timpul meciului. Steaua atunci ne bătuse cu 2-0. Da. Știu că am ratat 11 metri eu. Da. Primul 11 metri că am ratat, poro n-am mai dat. Dăduse Ilie Dumitrescu, bă, nu mai știu exact, 93, 94, 1-0 Da. și am avut 11 metri și am ratat. Eram foarte supărat că domnul Porumboiu, cât el de corect, mi-a jucat niște figuri, făcut niște figuri, cum să zic, neplăcute. Era groapă unde era mingea de la 11 metri și eu am pus-o puțin pe deasupra ca să execut bine 11 metri. Era stângaciu, mi se pare, în poartă. Așa. Și iar mi-a pus-o în groapă și iar am luat-o. Și uite așa, a zis că îmi dă roșu dacă mai pun mâna. Eu m-am întors supărat, Da? am lăsat mingea în groapă și am dat una în cap, așa omes. Mingea mi-a scos-o stângaciu și în felul ăsta n-am egalat. Steaua ne-a bătut până la urmă cu 2-0, dar vreau să revin la Didi. În momentul când am văzut că vine spre mine, Da? i-am făcut o lovitură de karate de sus până jos, adică de la cap, nu l-am prins pe cap, că le-am prins aici. Erau trei ghiare de urs, i-a rupt tricoul. Da? Și ca să pice mai rapid jos, i-am pus și mâna în gât și l-am strâns puțin așa, a leșinat, a rămas jos din. Mi-a rămas lănțișorul în mână a lui, care era Așa. un lanț din ăla gros Da. la gât. Și l-am aruncat pe teren, că i-am făcut o carată cu piciorul de sus în jos. Ah, eu am crezut că cu mâna, Și nu cu piciorul. Așa. într-un gest de nebunie, zic, uite ce mi-a făcut băiatul ăsta, și am spus să-și vadă de treburi. Da? Nu contează că era Didi Prodan și era națională. Așa? Și la meciul ăsta caritabil, aici, Da? Da? Stelea, m-am întâlnit cu Stelea, zic, Steli, că nu mai știi când veneați la Bistrița și căutați cu Nea Puiu, căutați aurul lănțișorului Didi. Didi o recunoscut, că era la masă. Și Gâlcă o recunoscut. O, Așa. eu, Steli, că nu mai știa. Păi zic, înseamnă că nu apărai tu ceva, nu era în regulă. Da. Și sigur că Gâlcă și-a amintit, până la urmă, toată echipa Steaua, Da. după meci, s-a terminat meciul și căutau lănțișorul la Didi. De atunci Didi și-a dat seama că a greșit. Și sigur că m-a tratat foarte serios. Zic că Didi, următorul meci cu Naționala, să-mi dai tricou că am un client de pe undeva. Nu știu exact, Oradea, era un tip care tot îmi cerea un tricou de la Națională și zic la cine să apelez? Ia să văd dacă mi-e prieten bun și m-a iertat Didi. Da. Și într-adevăr, nu știu pe cine a trimis, dar mi-a trimis tricoul și l-am dat la tipul respectiv. Și Așa lanțul că a am rămas avut un o mare seară. mister, ca, e ca o comoară din asta a piraților. Lanțul n-a fost găsit nici până ziua de azi. Nu, lanțul a fost găsit. A fost găsit, l-au găsit Deci atunci lanțul a fost găsit. când au venit steliștii la, ca soldați, așa, să Exact. așeze iarba după meci, l-au găsit, nu? Exact ca soldații Da? mergeau de la tușa dinspre partea opusă peluzei. De la linia de fund mergeau ca soldații Da. împrăștiați pe toată linia terenului și se uitau până la urmă careva l-a găsit.